Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Laura și vorbesc cu voi aici despre yoga, despre nutriție, despre minimalism și despre feminitate. În vlogul de azi o să vorbim despre feminitate și deblocarea energiei feminine. Este al doilea vlog despre feminitate pe care îl fac și pentru că mi s-a părut că primul vlog a suscitat mult interes. Iată-l și pe al doilea. În primul vlog am discutat despre feminitate și despre descoperirea și exprimarea energiei feminine. Ce facem însă dacă avem această energie feminină blocată? Cum ne dăm seama că este blocată? Și mai ales, hai să vedem încă o dată ce înseamnă energia asta feminină, cum se manifestă ea. Cele două aspecte, feminin și masculin, coexistă în mod natural în noi. Însă, fiecare dintre ele se manifestă în contexte diferite. De exemplu, atunci când suntem la job, la birou, când muncim, se manifestă energia masculină, sau așa ar fi normal să se manifeste. E bine, această energie masculină este despre a face, despre a plănui, a planifica, despre rezultate, despre scopuri, despre rațiune, despre logică. Doar că dacă nu lăsăm această energie masculină la birou și ajungem acasă, unde ne întâlnim partenerul de viață sau interacționăm cu orice fel de bărbat în viața personală din energie masculină, ce facem este să intrăm în conflict cu acesta. Pentru că apare o dorință de control, de a controla ce se întâmplă, pentru că scopul, rezultate, planificare, și această dorință de control se simte la nivel subtil de cealaltă persoană. Intrăm în competiție, intrăm în conflict cu cealaltă persoană, cu persoana de sex masculin. Și nu ne dorim asta, până la urmă, de ce ne-am dorit să intrăm într-un conflict? E bine, așa ne dăm seama, de fapt, prin acest conflict, că suntem în energie masculină. Energia feminină este despre receptivitate, căldură, estetică, empatie, intuiție. Este despre sensibilitate, senzualitate, este despre toate acestea, este guvernată de verbul a fi, spre deosebire de energia masculină, care este despre a face. Ei bine, ca să ne dezvoltăm, ca să ne deblocăm energia asta feminină, e de ajuns să ne uităm inclusiv la modul în care vorbim, la limbajul corpului pe care îl avem atunci când interacționăm cu un bărbat. Pentru că dacă interacționăm din energie masculină, inclusiv cuvintele pe care le folosim sunt despre acțiune, modul în care o spunem este destul de masculin, de dur, de tonalitatea pe care o avem, mimica, limbajul corpului, totul este în energie masculină. Suntem ca niște bărbați când o facem, indiferent de cum suntem îmbrăcate, machiate, coafate și așa mai departe, această energie predominantă pe care noi o avem se transmite, se simte, vibrează într-un fel. Și cealaltă persoană o simte și energie masculină cu energie masculină, dacă nu sunt la birou ca să lucreze, se respinge, intră în conflict, intră în competiție. Hai să vedem ce facem când ne dăm seama de fapt că avem energia feminină blocată. Nu reușim să intrăm în armonie, nu suntem în armonie. Pentru că ce se întâmplă când avem energia feminină blocată este că ne pierdem echilibrul. Și există mai multe metode și tehnici care să ne ajute să ne deblocăm această energie feminină și s-ar putea să nu vibrați cu toate, să nu rezonați cu toate metodele pe care eu vi le spun aici, ci doar cu câteva și să le alegeți doar pe acelea. Și poate e bine să faceți asta, să alegeți o metodă, două, mai multe, cât mai multe ar fi ideal, dar s-ar putea să știți ca tocmai metodele pe care voi le considerați că nu vi se potrivesc să fie cele mai eficiente pentru voi, pentru că de obicei fugim de ceea ce ne scoate din zona de confort și dacă avem energia feminină blocată, sunt toate acele activități și metode și tehnici care ne provoacă și ne dezvoltă și ne deblochează această energie feminină să fie de fapt cele care funcționează cel mai bine. O să încep cu prima metodă de deblocare a acestei energii feminine, care este esteticul, de a ne aduce frumusețe în viață.
și putem să o facem prin nenumărate feluri. Putem să ne aducem frumusețe în viață prin modul în care ne îmbrăcăm, să ne îmbrăcăm cât mai feminin, prin modul în care ne machiem, prin bijuteriile pe care le purtăm, prin modul în care ne decorăm casa și biroul în care ne petrecem o grămadă de timp. De exemplu, dacă ne alegem haine de o anumită culoare, putem să, înseamnă că putem alege din energie feminină sau masculină, sau putem să ne dorim să ne accentuăm o anumită energie. De exemplu, dacă alegem culoarea albastră, să știm că culoarea albastră înseamnă energie din energie masculină. Este tipic energiei masculine. De asta le vine atât de bine bărbaților să se îmbrace culoarea albastră și de asta se potrivește atât de mult unui loc de muncă. Când mergem la birou să ne îmbrăcăm în albastru, blămarin, în toate nuanțele de albastru. Este o culoare a cumva îmbrăcăminții de job. Eu așa o văd, de business, de job. E bine, culoarea albastră, asta face. Este, potențează energia masculină. Ca să știm ce atragem și cum ne purtăm în momentul în care ne îmbrăcăm în albastru. La fel este culoarea verde, culoarea maro, sunt tot în energie masculină. În momentul în care alegem culori cum sunt roșu, galben, roz, portocaliu, de mine aceste culori sunt tipice energiei feminine. Ele ne potențează și ne aduc energie feminină în viață. Culoarea roșie este chiar culoarea seducției. Așa că dacă vreți să atrageți, culoarea roșu este, culoarea roșie este perfectă. Iar culoarea galbenă este cea care ne pune pe scenă. Este, dacă ne dorim foarte mult atenție, atunci galben este, ne pune pe scenă. Albul este o nouă culoare feminină și este tipică minimalismului. Negrul și griul sunt cumva impersonale. Nu sunt nici în energie feminină, nici în energie masculină. Ele sunt pur și simplu, dacă nu vrem să exprimăm nimic, ne îmbrăcăm în negru, gri, tot ce ține de partea asta, ca să fim, nu transmitem nimic. Tocmai observ că mi-am ales o ținută gri cu gri, numai că am aici ceva mai colorat la gât și la braț, la mână. Ok, deci sunt neutră astăzi, din punct de vedere energetic. Esteticul se poate manifesta în modul în care alegem să ne machiem și ar fi indicat să alegem să ne punem puțină culoare și să ne scoatem în evidență trăsăturile. Este iarăși o trăsătură feminină, este estetic să ne evidențiem trăsăturile, fie că folosim ruj, fie că folosim un blush, fie că folosim un far de ochi sau un rimel. Juteriile sunt tipic energie feminine, să le, evident estetic, să ne aducem o bijuterie care poate să fie minimalistă, chiar nu contează. În momentul în care ne o purtăm, ajută la aceste deblocare. Ce facem în casă sau la birou? De exemplu, plantele sunt tipice aceste energii feminine. În momentul în care aducem în clasă plante, flori, acele perne decorative, acele tablouri, toate aceste lumânările parfumate, vazele, toate astea sunt tipic energiei feminine și ele aduc estetic, aduc frumusețe în locul în care le punem. Este bărbații, de exemplu, când aleg tipic, aleg utilitar, funcțional. Ce e nevoie, cum funcționează, despre ce este acest obiect. Bine, o femeie când alege, ține cont și de acest criteriu al esteticului. Nu e doar utilitar, este și frumos acest obiect pe care îl alegem. Nu aleg o pernă doar de dragul de a alege o pernă. Perna asta e frumoasă, e roz, e dantelă, într-un fel. Creativitatea și este a doua metodă, este creativitatea. Cum ne dezvoltăm această energie creativă? În mod normal, noi toți oamenii suntem creativi. Iar în principal, noi femeile suntem creatoare pentru că aducem viață prin pântecul nostru. Cum ne dezvoltăm această energie creativă? Ei bine, făcând lucruri creative. Ce înseamnă lucruri creative? Dacă pictăm, desenăm, colorăm mandale, gătim, grădinărim, scriem,
orice ține de partea asta creativă ajută la deblocarea energiei feminine, a energiei creatoare. Și putem să facem cursuri, putem să să facem ceva constant, o activitate creativă pe care să o facem, care să ne placă suficient de mult încât să o facem constant și să o dezvoltăm într-o pasiune. Ei bine, am dat două metode, hai să vedem o altă metodă, dansul, exprimarea prin dans. Dansul, prima mi-am dat seama că sunt în energie masculină, acum mulți ani, când am fost la cursuri de dans și efectiv l-am condus pe partenerul meu, pe tot ringul de dans. Și mi s-a părut foarte normal să fac asta, adică nu-mi dădeam seama că îl conduc. Era foarte firesc să fac chestia asta, să-l mișc. Și la finalul dansului, partenerul de dans, care era instructorul, mi-a spus, îți dai seama că de fapt tu m-ai condus pe ringul de dans și că dansul este, face parte din partea feminității și e aici înveți să te lași condusă, să lași pe partener să fie primul care te ghidează, care îți spune ce gest să faci, care te lasă să te exprimi, îți croiește calea cumva. Și așa mi-am dat seama de fapt că eram în energie masculină. Așa vă dați seama de fapt în ce energie sunteți atunci când dansați cu un partener, dacă îl conduceți sau dacă vă lăsați conduse, știți în ce energie sunteți. Așa am învățat să mă las condusă și să fiu în energie feminină. Dansul înseamnă conexiune puternică cu corpul, fie că dansăm în cuplu, un partener, fie că dansăm singure, pentru că suntem foarte atente la corp, la senzațiile pe care le avem și se creează această puternică conexiune. O altă metodă este, care se leagă tot de conexiunea cu corpul, este practica yoga. Și când spun practica yoga, mă refer la asane, tehnici de respirație și meditație. N-aș putut să nu spun despre asta pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult practica yoga în a-mi descoperi și în a-mi debloca feminitatea. Pentru că prin practica asta, prin asanele care se fac în ritmul respirației, prin tehnicile de respirație, am învățat să mă conectez cu corpul, să fiu atentă la ce simt, să mă calmez, să devin receptivă și astea sunt toate trăsături ale energiei feminine. Și așa chiar am reușit să contribui foarte mult prin practica yoga la deblocarea energiei feminine. Există inclusiv un stil de practică care se numește Yin Yoga, Yin-ul cu Y, Yin, adică are simbolul energiei feminine, în așa fel încât este axat pe a debloca această energie feminină. O altă metodă este conexiunea cu natura, conectarea cu natura. Când mergeam în ashram, de exemplu, mergeam foarte mult pe jos, desculță. Și aveau niște parcuri uriașe, grădini și așa mai departe și eram înconjurate de natură tot timpul. Poate nu reușim să facem asta tot timpul, dar putem să mergem în parc sau să fim în natură cât mai mult posibil, să avem plante în casă, să grădinărim, să ne bucurăm de natură cât mai mult timp, pentru că calmează, pentru că ne deblochează energia și ne descărcăm, practic, în conexiunea cu natura. Altă metodă este să ne dezvoltăm empatia. Și ca să ne dezvoltăm empatia, este important să învățăm să ascultăm și să acordăm multă atenție persoanelor cu care interacționăm. Să lăsăm pe celălalt să se exprime și noi să-l cunoaștem și să-l înțelegem, pentru că așa ne dezvoltăm empatia, lăsându-i loc celelalte persoane să se manifeste și noi doar așteptându-l să spună tot ce are de spus, observându-i modul în care spune cuvintele, tonalitatea, mimica, limbajul corpului, absolut tot în momentul ăsta, pentru că știți că uneori una spune prin cuvinte și alta se spune de fapt prin limbajul corpului și prin mimică și prin tonalitate și prin ritmul vocii și așa mai departe. Iar dacă dăm suficientă atenție unui om, ne dăm seama cu adevărat ce vrea să spună dincolo de cuvinte și reușim să-l înțelegem, să înțelegem emoțiile pe care poate nu ni le transmite, să înțelegem ce ne ascunde sau ce vrea să spună când vrea să spună ceva și
E foarte bine să facem, să avem acest exercițiu de empatie cu noi înșine, dându-ne seama de fapt și cunoscând o altă persoană, pentru că empatia mi se pare o trăsătură a energiei feminine care este absolut incredibilă și care ne ajută să intrăm într-o conexiune reală cu altcineva. Intuiția este o altă metodă. Cum să ne dezvoltăm intuiția? Intuiția este o inteligență puternică și profundă care merge dincolo de rațiune. Este acea voce șoptită care vine din o profundă cunoaștere, se zice că vine din subconștient, și este primul gând care ne vine și cumva deja știm ceva, deja știm înainte de a ști. Știu dacă are sens ce spun eu acum, dar cam așa se simte intuiția. Știm înainte de a ști. E bine când, ca să învățăm să ne ascultăm intuiția, este important să dăm mai încet vocea rațiunii. Și așa ascultăm, învățăm să ne ascultăm intuiția. Senzualitatea. Senzualitatea este puternic legată de simțurile noastre. Ea se exprimă inclusiv prin modul în care vorbim, prin cuvintele pe care le alegem, prin atitudine, prin gesturi. Putem fi senzuale sau nu? E bine, ca să ne dezvoltăm această senzualitate, e bine să fim bine conectate cu propriile simțuri. Cum să facem? Ce exerciții există? E, de exemplu, atunci când ne punem cremă pe corp după duș, este bine să fim foarte atente la cum se simte mâna în momentul în care punem această cremă pe corp. E ca și cum învățăm să mâncăm o prăjitură, învățăm să ne punem o cremă pe față sau pe corp, învățăm să ne dăm cu mâna prin păr și să simțim cât de mătăsos ne este părul, să învățăm, nu știu, să ne bucurăm de o lumânare parfumată sau de un pahar de vin sau orice altceva. Este această savurare a acestui moment de bucurie și de a lăsa simțurile să se bucure de ceea ce îi dăm din toate punctele de vedere. Poate să fie inclusiv faptul că ne uităm la un tablou sau ne uităm la orice altceva care ne aduce bucurie și ne dezvoltă acest simț vizual. Senzualitatea aduce conexiunea cu corpul și conexiunea cu corpul se poate face prin cele 5 simțuri. O altă metodă, și este ultima din cele pe care le dau acum, este autoobservarea și centrarea pe sine. Indiferent de ceea ce facem, este important să activăm acest proces de autoobservare, să nu ne pierdem pe noi înșine, să ne centrăm pe noi atunci când interacționăm cu cineva și să vedem ce simțim, care ne sunt emoțiile predominante, ce ne dorim, ce trăim în corp în momentul în care, ce gânduri avem în momentul în care interacționăm cu cineva. Și dacă reușim să ne activăm acest proces de autoobservare, care se învață în yoga și în cursurile de mindfulness, ei bine, în momentul în care suntem mindful, suntem atente la ce simțim, la ce trăim, în momentul în care ne bucurăm de ceva sau interacționăm cu cineva, în momentul în care nu ne pierdem pe noi înșine și suntem centrate acolo, ei bine, așa ajungem să ne cunoaștem cu adevărat și această conexiune cu noi înșine ne ajută să ne deblocăm în continuu, să ne deblocăm energia feminină și să fim mai feminine. Când practici constant aceste metode și tehnici de deblocare ale energiei feminine, o să începi să te simți mai plină de viață, mai bine cu tine, mai atractivă. Și toată această senzație de plinătate și de feminitate, această stare de armonie, se simte, se transmite la nivel subtil și o să-ți dai seama de asta din reacțiile celor din jurul tău. Ei bine, este ca și cum ai folosi o baghetă magică făcând asta. Și cine nu-și dorește să obțină admirația celor din jur, atât de simplu. Și nu este nimic complicat din tot ce am spus. Puteți să alegeți orice metodă vreți sau orice metode sau pe toate și să începeți această practică de deblocare a feminității. Sper să vă ajute acest vlog. O să urmeze. Pregătesc un program
la care lucrez deja de ceva timp, care să asigure suportul pentru a învăța să ne deblocăm, să ne descoperim, să ne exprimăm energia feminină și să ne cunoaștem mai bine ca femei, în așa fel încât să trăim în armonie, să fim feminine și să trăim în armonie. Acest program, așa cum spuneam, o să fie ca un fel de suport. Sper să apară cât mai repede, o să vă țin la curent când apare și cum o să fie și cum se poate accesa. Și dacă vă place genul ăsta de vlog și mai vreți așa ceva, spuneți-mi fie printr-un like, fie printr-un comentariu, fie în mesaje private. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă urez să aveți o zi minunată și să fiți cât mai feminine orice decideți să faceți.